Mai bine de o oră și 40 de minute întârziere. Cât se pare, tu trebuie să închizi ușa aici. Mă gândeam că se închide singură, dar nu. Fumezi? Nu, nu fumez. Mergem după doamna, mi-au furat pașapoartele. Și o să nu mă, bă, în bulgărie. Păză și ceanta, bă. Da, da. Intra la bărbați, dar am găsit și femei. Cam așa arată în interiorul toaletei, dragi prieteni. Suntem în Gara de Nord. Aceasta este toaleta centrală. Dacă tot așteptăm, haideți să vă spun cum am fost reclamat la CNA. YouTube, Cosmin Avram, materiale audiovizuale care au legătură cu Rusia, asta e subiectul și reclamat. Au fost verificate aceste canale. România e mare. A făcut trenul pană, așteptăm de mai bine de 40 de minute în mijlocul, a nicăieri practic. Din păcate, locomotiva noastră a murit, nimic de făcut. O oră mai târziu, suntem tot aici. M-am dus să tai de chiar și pe tren. La vremii, de bani. Vedeți că în interior, la bărbați, nu este hârtie. De ce? Dacă s-a pus, s-a aruncat în vasul de toalete, s-a tras apa. Ceaușescu a făcut bătaie și la vremii... Voi ați mai întâlnit așa ceva, să intrați într-o cazare și să găsiți o pisică în interior. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit! Astăzi plecăm într-o nouă aventură, mergem în Sofia. Mă aflu în Gara de Nord pentru că vrem să mergem cu trenul. Am plecat ceva mai devreme din Focșani, am ajuns aici acum 10 minute, doar ce ne-am luat o cafea și am zis să fac intro acestui clip pentru că în Focșani nu l-am mai făcut, era foarte dimineață pentru noi. Am plecat la ora 6 fără 10. În mai puțin de o oră va trebui să urcăm în trenul care va merge către Ruse, iar acolo o să schimbăm, vom lua un alt tren către Sofia. Nu am găsit tren direct, din câte am înțeles urmează să introducă trenuri directe doar în sezonul estival, așa că în acest vlog o să vedeți cum ajungeți în Bulgaria, cum ajungeți în Sofia, în capitala Bulgariei, cu trenul plecând din România, cât faceți, cum este trenul, cum arată trenurile, o să vă arătăm și cazarea noastră, avem o cazare chiar în centrul capitalei. Înainte de a începe această aventură, am să vă rog să vă abonați la canalul de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și ne ajută foarte, foarte mult să creăm conținut în continuare. Nu uitați să dați și un like acestui clip. Acestea sunt biletele, o întreagă peripeție sau aventură și cu biletele, pentru că le cumpere online, dar nu le primești online, va trebui să mergi să le ridici de la gară. Nu înțeleg de ce în 2024 încă funcționează așa. Haideți să vă arăt foarte pe scurt și trenul cu care am venit. Am făcut aproximativ 3 ore până aici, după care cred că o să merg să caut ceva de mâncare. Nu am mâncat nimic și mergem mai departe pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Gata, am plecat la drum. Se lucrează de zor la autostrada Moldovei, nu știu dacă se observă acolo în depărtare. La această oră nu e mai nimeni, avem 3-4 persoane în vagon. Prima stație, Râmnicu Sărat. Sperăm să nu avem întârziere. Bine, în Gara de Nord avem timp, avem undeva la o oră și 30 de minute, dar în Ruse avem 35 de minute la dispoziție pentru a schimba trenul. O să avem parte și de un răsărit frumos, păcat că aceste geamuri nu sunt tocmai curate. În vagon este curățenie, căldură, vom face mai bine de 12 ore cu tot cu opriri, pentru că ar trebui să ajungem la ora 20, iar noi am plecat la 6 fără 10 minute, fără 12 minute. Avem și noi foarte mult teren pentru agricultură. Dacă vă spuneam acest lucru atât în Rusia cât și în Ucraina, ei bine, vă spun asta și în România. Avem și noi foarte, foarte mult teren. Acum, dacă suntem sau nu capabili să ne folosim de acest lucru, este discutabil. Să știți că nu am glumit atunci când am spus că am fost reclamat la CNA, mi se pare ireal, dar este adevărat. O să discutăm ceva mai târziu despre acest lucru, pentru că acum este zgomot. Am fost reclamat pentru propagandă ca urmare a clipurilor pe care le-am făcut în Rusia. Haideți să vedem baia. Mamă, ce urât miroase! La prima ora dimineții. Avem săpun. Gata, am ajuns în Gara de Nord, 92 minute, o întârziere de doar 11 minute. Bine ați revenit în București. Asta este locomotiva care ne-a adus.
Momentan, trenul nostru nu este afișat, așa că facem o plimbare prin Gara de Nord. Poate o să mâncăm ceva, ne e foame. Aici lucrurile par neschimbate. Ruse la 10:47, încă nu au afișat peronul. Trebuie să caut o baie. Aici avem doar că este închis. Lângă McDonald's ne spune. Mamă, ce fel miroase. Intră la bărbați, dar am găsit și femei. Doamne, ce fel miroase. Cam așa arată în interiorul toaletei, dragi prieteni. Suntem în Gara de Nord. Aceasta este toaleta centrală. Miroase incredibil. Cu toate că plătești, nu ai hârtie. Sau nu înțeleg eu cum funcționează. Nici aici nu avem hârtie. Vedeți că în interior la bărbați nu este hârtie. Este jos pe partea stângă de ghiuvete, un aparat de inox. Păi și în interior la toalete nu? Nu. De ce? Dacă s-a pus, s-a aruncat în vasul de toalete, s-a tras apa. Am înțeles. Bine, zi plăcută. Așa că nu o să găsiți hârtie la toaletă aici în Gara de Nord, pentru că se aruncă. Cam așa a spus doamna, în condițiile în care nu este gratis, plătești. Dacă ar fi fost gratuit, poate că aș fi înțeles. Din 14 iunie și până pe 14 octombrie, CFR va pune în circulație trenul internațional România. Biletele pentru aceste rute sunt deja disponibile, iar tarifele încep de la 31 de euro. Așa că în această vară putem ajunge cu trenul la Varna pentru 31 de euro, la Sofia, tot undeva pe acolo, cred că văzusem pe site, tot 31-32 de euro. Toate pleacă de aici, din Gara de Nord și faci undeva la 10 ore. Nu e puțin, dar este o alternativă. Alege trenul pentru a ajunge în Germania. Se poate cumpăra și online, doar că va trebui ridicat din gara. O altă problemă pe care am întâmpinat-o atunci când am achiziționat aceste bilete către Sofia, nu am avut cum să aleg locurile. Atunci când cumperi online, apar foarte multe probleme. Vreau să zic că această locomotivă arată frumos, este revopsită, așa pare, sau poate că e nouă. Avem și trenuri mai moderne. Acesta pleacă către aeroport, transferoviar călători, nu aparține de CFR. Gata, s-a afișat în sfârșit, mai avem 15 minute, ne îndreptăm către peronul 1, așa că o să ne vedem din tren. Din câte se pare, vom merge cu un tren nou. În sfârșit schimbăm acele trenuri vechi. Cam așa arată trenul. Arată mai bine față de cel care merge către aeroport. Modern, îmi place curățenie. Singura problemă este cu locurile, pentru că nu am avut cum să le alegem, așa că nu stăm chiar unul lângă altul. Aici trebuie atenție, pentru că este prăpastie. Trebuie să plecăm la 10:47 și ajungem la 13:39. Focșan Sofia, am plătit 373 de lei pentru două persoane. Gata, am plecat. Aproape toată lumea coboară la videle, și că la turiști. Au mai rămas foarte puține persoane. Nici în acest tren nu se anunță gara. Dacă ești turist străin și nu ai internet, o să fie ceva mai dificil să știi când ai ajuns la destinație. Pe lângă asta, ne aflăm într-un tren internațional și, după cum bine puteți observa, scrie doar în limba română. Suntem de mai bine de 25 de minute în gara, în Giurgiu. Controleze pașapoartele. În mod normal, trebuia să fim în ruse acum. Au intrat doi domni. Unul a controlat, celălalt a asistat. Dacă era trenul plin, rămâneam aici în gară cel puțin o oră. Acolo avem Bulgaria, iar pe partea dreaptă am lăsat în urmă România. Ne aflăm pe podul Prietenia. Văd foarte mulți pescari. Câțiva curajoși care fac plaja acolo în depărtare, nu am cum să vă-i arăt de aproape. A fost deschis pe data de 20 iunie 1954. Are 2,8 km lungime și este unul dintre cele două poduri peste Dunăre. Mai avem și podul de la Calafat Vidin, în sectorul de graniță dintre România și Bulgaria. Da, este oficial, am ajuns în Bulgaria. Aici cred că avem câteva crescătării de pește. Acolo în jos avem frontiera terestră. Priviți coada. Foarte multe camioane.
Construcția podului a durat 2 ani și jumătate și a beneficiat de sprijinul URSS. La 3 ani după războiul ruso-turc din 1877-1878, care a dus la independența României și crearea Bulgariei autonome în 1881, s-au stabilit primele contracte între principatele Bulgariei și României, unde s-a discutat și posibilitatea de a construi un pod peste Dunăre. Sper să prindem trenul, pentru că deja suntem în întârziere. Aveam 35 de minute la dispoziție inițial pentru a prinde trenul. Acum au rămas 15 și încă nu am ajuns. Avem 5 minute să prindem trenul, doar că și aici ne-au întâmpinat domnii polițiști controlul de securitate, așa că sperăm să-l prindem. Mergem după doamna, ne-au furat pașapoartele. Acesta ar trebui să fie trenul 463. Domnii de aici nu ne pot ajuta pentru că nu vorbesc limba engleză. O să avem un tren al groazei, cam așa arată. Mai 10 minute ca să dau poliția de temperaturi, pe mergi sofri. Ah, ok, ok. Un domn aici care ne ajută. Fumezi? Nu, nu fumez. Vine doamna cu pașapoartele. Am urcat aici, nu se știe unde vom sta. De doamne ferește. Hello. Hello. Sofia, yes? Cam așa arată trenul. Este curățenie, nu pot să zic nu. Haideți să vedem baia. Se închide cam greu. Baia este curată, este ceva mai curată. Nu miroase urât, dar este celebra baie cu aerisire în podea. Avem săpun, hârtie, avem și nubrea, coșul de gunoi, avem și o priză. Avem și aer condiționat, cățelul ne însoțește, era și în trenul care a plecat de la București, merge cu noi la Sofia. Avem 17 opriri, așa că o să facem 6 ore, asta dacă nu avem întârziere, pentru că în primele două trenuri am avut ceva întârziere. Cel de la Focșani a avut 10 minute, cel care a plecat din Gara de Nord a avut ceva mai mult, undeva la jumătate de oră, cred, 35 minute de întârziere. Dar până la urmă l-am prins, pentru că acesta ne aștepta, nu pleca fără noi. Îți dai seama. Dacă tot este gol, o să vă arăt și compartimentul, cam așa arată. Noi avem două persoane acolo, am zis să nu deranjez, avem două prize, o măsuță. Scaunele sunt confortabile, foarte multă lume coboară aici. Nu știu exact unde am ajuns, pare o gară importantă, o să mă uit imediat pe hartă și o să vă spun. Anglia? România, România. Români sunteți, bă? Da. Frate, măi. Și eu sunt român, bă, din Bulgaria. A, sunteți de aici, în Bulgaria? De aici, da. Locuiți aici? Da, muncem aici. A, dar unde sunt? Tu reai vacanțe aici? Da, mergem la Sofia, în vacanță. Ies, mare aici. Unde mergeți, la Sofia? Sofia, Sofia. A, Sofia. Prietica mea acum. Nu, nu, nu cont. Nu, mulțumesc, frumos. Problem. Bă, îmi dau sus, cum ies, păzăși ceanta, bă. Da, da. A urcat un domn extrem de haios în compartimentul nostru. Vorbește cât de cât și limba română. A intrat și a deschis geamurile, a zis că e cald. A făcut bine pentru că miroase a coniac peste tot. România e mare. Mult mai mare din Bulgaria. Da? Și e mai mândră. Și cât mare are palatul. Bă, ce mâncați. Băi, frate. Voi credeți că sunt Dimizou? De ce? Eu cu Dimizou mă vădesc. Deci, pe mine m-a lovit energia și electric. A, curentul, v-ați curentat. Da, electricul. Da, da, înțeles. M-am dus să tai etea și la vreme, de bani. Pentru, am înțeles, da. Am asta, rea, eu eram mic, la 33 de ani. M-a lovit electrică, 41 de zile am fost în coma. N-ai știi ce e coma? Aolea. Da. Mort. Aici. De aici, așa. De aici ai zbit electric. Și de atunci am lucrat în Dimizou. Ce m-a rugat la Dimizou, tot mi-a dat. Tot. Băi, Dimizoule, ajută-mă astăzi, mâine, poi mâine să am lucru. Astăzi nu, mâine cată mi-a ajutat. Munceau. N-ai știi ce e munceau? Da. De bani. Aici și sunteți născut aici sau în România? Nu, aici.
aici. La vremii când tărea bătaia cu Ceaușescu, Ceaușescu a făcut bătaia și la vremii românii noștri din Bulgarie le-a tras tot. O bace nu toți, dar noi a rămas. Care de aud că nu cerea tu, nu-i percep. Da, da, da. Și a rămas aici și l-a salut în România și dumneavoastră pe noi ne are ca zărbăcii, țiganești, cum zice? Dumneavoastră ne are pe noi țigani, pe noi suntem români. Da, da, am înțeles. Da. Noi suntem decât Dunăv, aici decât România, decât Rusia. Baba mea și moșul meu din România vine aici în Bulgaria. Dar dumneavoastră n-ați fost, nu? A? Dumneavoastră n-ați fost în România niciodată, nu? Eu am trecut. Ați, doar ați trecut. Da, multe ori. 7-8 ori. Eu am fost în Franța, în Germania, tot pe curt. Da. A, și ați trecut prin, da. Am înțeles. Da, da. Și m-am oprit în satul mare, București, unde era încă 3-4 sate pe acolo. Uh-huh. Asta nu? Problem s-o cu locomotiva, има за това стоим. Ако искаш да пушиш се. Ади, како тъй кажи. Проблем с локомотива. Буду вас помис. Ce putea fi mai frumos? Probleme cu locomotiva, așa că te-am coborât, lua aer. Am zis că ajungem târziu la 8, stați să vedeți, ar putea să ajungem mai târziu. Vedeți să vedem ce se întâmplă. Ne spune cineva ceva. În engleză nu vorbește nimeni. Avem un domn care vorbește cât de cât limba română, doar că a gustat cam mult coniac, haideți să-i spunem așa. Așteptăm, nu avem ce face. Suntem... Nici nu știu unde suntem, pentru că nu înțeleg mai nimic. Cam așa se numește gara, Policraște, ceva de genul. Ce a zis, mai durează? Nu știe nimic. Nu se știe. Auzi, zici că fumezi cu țigaret? Ba n-are, bă, o să vii altă mașină, să ne alegi și să ne trăgem. Da, cred că va trebui să vină altă locomotivă pentru a ne trage. A făcut trenul pană, așteptăm de mai bine de 40 de minute în mijlocul, a nicăieri, practic. Asta este dacă am vrut să ajungem la Sofia cu trenul. Peripeții se întâmplă. Tot e bun, am găsit apă. E rece. Din păcate, locomotiva noastră a murit. Nimic de făcut. O oră mai târziu, suntem tot aici. Ne-a abandonat când era lumea mai dragă. Să vedem unde suntem. Nu ai ce să faci aici. Am zis eu, nu e nimic. Dacă tot așteptăm, haideți să vă spun cum am fost reclamat la CNA. M-au reclamat la CNA pentru propagandă, cum că aș fi făcut propagandă rusească. Bineînțeles, este vorba de clipurile pe care le-am făcut în Rusia în perioada 15 decembrie, 10 ianuarie. Nu am știut absolut nimic. Mai mulți dintre voi mi-ați scris și m-ați întrebat care e treaba cu CNA-ul, cum a fost la CNA. Am intrat pe site-ul lor și am văzut că, da, am fost pe ordinea de zi la CNA. Cineva m-a reclamat, am urmărit și o ședință, am găsit și momentul în care se discută despre mine, despre canalul meu. O să vă las câteva imagini. Cum era de așteptat, nici vorbă de propagandă, nici vorbă de asemenea aberații scoase de unele persoane, inventate de unele persoane, pentru că un om care gândește, un om normal la cap, vede de la început că nu este vorba despre așa ceva. Trebuie doar să intri pe canalul meu de YouTube, să urmărești clipurile, să vezi fiecare clip în parte, după care poți să tragi o concluzie. Cred că persoanele în cauză au urmărit doar clipurile în care am lăudat unele lucruri din Rusia. Lucruri, am lăudat orașul, am lăudat Moscova, pentru că mie unul mi-a plăcut foarte mult. Nu am lăudat stilul de viață, dar cei ce ați urmărit acele clipuri știți și nu are rost să repet lucrurile. Cred că dacă vrei să tragi o concluzie sau vrei să aduci asemenea acuzații, trebuie să ai decența de a urmări toate clipurile, de a urmări toată seria din Rusia, de a urmări ceea ce fac eu, pentru că în fiecare țară am făcut exact aceleași clipuri, aceeași tipologie de clipuri, am arătat ba părțile bune, ba părțile frumoase. Culmea, în Rusia, clipurile în care arăt lucrurile plăcute au mers foarte bine, pentru că în restul țărilor se întâmplă exact invers, dar ce să-i faci? Așa sunt oamenii. Cei ce au analizat acest caz au fost foarte clar, nici vorbă de propagandă. Nu am fost singurul reclamat, dacă vă aduceți aminte, în momentul în care am fost în Ulianovsk, am fost acasă la o familie de români și ei fac vloguri și i-am tras după mine, dacă pot să spun așa, pentru că și conținutul lor a fost reclamat. YouTube
Cosmin Avram, materiale audiovizuale care au legătură cu Rusia, asta e subiectul și reclamată, perioada monitorizată 19 decembrie 4 martie, o sesizare de interveni în anularea unor clipuri de pe YouTube, canale ale unor cetățeni români care fac o propagandă subtilă în favoarea Rusiei. Se poate interveni într-un fel? Zilnic suntem bombardați în numele libertății de opinie cu clipuri, unele ce au adnotări cu etichete propagandistice. Ce se poate face? Au fost verificate aceste canale. Privirea celălalt cont al utilizatorului Cosmin Avram cu 185.000 de subscriber s-a fost creat în data de 25 iunie 2021, are 21.369.405 de vizualizări, iar în structura canalului sunt încărcate 181 de materiale audiovizuale care au durată estimată între 20 și 40 de minute. Reprezintă tot așa vloguri declaratorie cu privire la aspectele semnalate. Au fost publicate 16 materiale audiovizuale care au legătură cu Rusia, așa nume materiale care le fac doctorul discută despre poliția declaratorie în Rusia, despre ce pe ruși, despre România, America, România Europeană, despre cum trăiesc românii în Rusia și mai departe, și despre organizată în Rusia împotriva lui Vladimir Putin. Accesul la materiale audiovizuale publicate în structura celor două canale de YouTube care au făcut obiectul raportului de monitorizare nu este restricționat. În urma utilizării motorului de căutare Google, nu au fost identificate site-uri asociate canalelor Andreiene și Cosmin Avram. Cosmin Avram, da. Mă aflu tot în centrul Romei. Oare de ce autoritățile nu fac ceva și nu curăță aceste zone? O să vă las pe voi să comentați aceste imagini. Da, așa trăiesc persoanele în centrul Romei. Ia privi, stați liniștiți, nu m-am întors în Ucraina, sunt tot în Roma. Conform statului italian, astăzi în Roma, în capitala Italiei... Este divers, clar. Este divers, cred că putem trece mai departe, mulțumesc. Totul s-a terminat cu bine, nu a fost nici măcar nevoie de intervenția mea, pentru că de obicei în astfel de situație cei de la CNA te invită să intri în direct, să te aperi, nu a fost nevoie, pentru că după cum vă spuneam și mai devreme, orice om normal vede cu ochiul liber că nu este vorba de așa ceva. În acest moment sunt aproape 200 de clipuri pe canalul meu de YouTube și încă de la început, încă din momentul în care am publicat primul clip, am fost imparțial și am arătat atât binele cât și răul. Acesta este stilul meu, dacă putem să-i spunem așa. Îmi place să arăt ambele laturi în momentul în care ajung într-o țară, doar că nu pot controla algoritmul, pentru că, din păcate, clipurile mai negative, haideți să le spunem așa, au mai multe vizualizări pentru că algoritmul le împinge, sau voi, cei care vă uitați, preferați mai mult să vă uitați la aceste vloguri. Este normal, se întâmplă în momentul în care devii din ce în ce mai vizibil, îți atragi și prieteni. A trecut, cred că o oră și jumătate și suntem tot aici, fix pe aceleași poziții. Sunt persoane care au chemat mașini, au venit rudele, prietenii, apropiații să-i ia din această gară. Mai avem foarte mult. Vine locomotiva după o oră și jumătate. Singură merge, doar că nu are putere să tragă și vagoanele. Cât de mult am blamat trenurile din România, acest lucru nu mi s-a întâmplat până acum cu CFR. S-a întâmplat aici în Bulgaria. Primul contact cu Bulgaria este acesta, din păcate. Andreea e cea mai fericită. Nu suntem nici măcar la jumătatea drumului. În sfârșit plecăm. Aproape 2 ore, mai bine de 1 oră și 40 de minute. Mi-a dat o sticlă de tărie. Mulțumim frumos! A zis domnul că ne facem țara de râs pentru că nu vrem să bem. Deja avem o oră întârziere și cred că mai facem pe puțin 40 de minute. Glumă, glumă, dar ajungem cu siguranță după ora 10 seara. Nici nu am mai filmat mare lucru după ce am plecat, după ce am schimbat locomotiva, pentru că nu-ți mai arde, pierde cheful. Ți se pare, tu trebuie să închizi ușa aici. Mă gândeam că se închide singură, dar nu. Gata, în sfârșit. În sfârșit în Sofia, foarte, foarte obositor, dar am trecut și peste asta. O experiență de neuitat, aș putea spune, pe care nu o vom mai repeta, sau cel puțin nu o vom mai repeta prea curând. Aici pare curat în gară, sincer să fiu, la această oră nu mai avem chef de nimic. Hotelul ar trebui să fie foarte aproape, așa că vom merge pe jos, 7-8 minute.
nici nu am ajuns bine și vedem lucruri interesante. Arată foarte frumos acest pasaj subteran. Acum trebuie să recunosc, nu miroase tocmai ok. Nu am mai mâncat nimic de la ora 13. Suntem rupți de foame. Nici nu știu dacă mai găsim ceva la această oră. Ajungem la cazare, ne cazăm. Filmez foarte pe scurt camera, așa vă arăt și vouă. După care cred că vom încheia acest clip și continuăm exploratul în vlogul următor. Acolo avem gara, îndepărtare, aici autogara. Hotelul nostru ar trebui să fie undeva prin această zonă. Văd și aici foarte multe cazinouri. Gata, am găsit camera. Incredibil, pentru prima dată în 2 ani și ceva de călătorit intrăm într-o cameră și găsim o pisică. Nu pot să cred. Nimic de zis. Cazarea arată de nota 10. Avem o bucătărie complet utilată. Aici cred că pisica... Andreea, ce faci? Mă lași pentru neric? Haideți să vă arăt dormitorul, dacă tot a aprins lumina. Simplu și frumos. Ar trebui să închidem fereastra pentru că se aude zgomot. O saltea de calitate. Avem dita mai sufrageria. Câteva sticle cu vin pentru cafea. Avem și capsule. Da. Inclusiv capsule ne-a lăsat. Andreea și-a făcut un nou prieten sau o prietenă. Voi ați mai întâlnit așa ceva? Să intrați într-o cazare și să găsiți o pisică în interior. Este un apartament închiriat în regim hotelier pe Airbnb. Plătim undeva la 40 de euro pe noapte, 39 sau 40, undeva pe acolo, nu mai rețin exact. A fost și o zi lungă. Suntem, cred că în centru, aproape de centru, la 11 minute departare de gară. Am venit pe jos. Haideți să vă arăt și baia. Bănuiesc că aici este baia. Alte surprize? Nu. Baia este destul de mare. O, avem și mașina de spălat, fier de călcat. Cred că arată ceva mai bine ca în poze, este pentru prima dată când mi se întâmplă. Ca o concluzie după această aventură cu trenul, nu pot să zic că o recomand, din contră, mai bine veniți cu mașina sau cu un alt mijloc de transport, autocarul sau cu avionul, chiar dacă este scump, dar faci o oră, o oră și 10 minute cu avionul. Din păcate, nu sunt foarte multe zboruri. Eu am găsit doar Taromul pe această rută, care are niște prețuri astronomice din punctul meu de vedere. Spre exemplu, în weekend, astăzi nu aveam cum să venim cu avionul, dar pentru luni plăteam undeva la 480 de euro pentru două persoane. Mi se pare exagerat și nu am ajuns să văd cât m-ar costa bagajele, locurile, pentru că nu am continuat, nu am mers mai departe. Mi-a fost de ajuns, mi se pare un preț astronomic pentru o rută de puțin peste o oră, dar acestea sunt condițiile, nu sunt alte zboruri. Taromul operează de luni până vineri, din câte am înțeles, dar din câte am văzut eu, nu este lege, pentru că am văzut unele zile lipsă din cursul săptămânii. În weekend clar nu zboară, iar după data de 1 până pe 8 mai nu sunt zboruri, așa că cred că autocarul rămâne o variantă mai bună, mai ieftină. Poate că noi astăzi am avut ghinion cu trenul, am pierdut 2 ore, se mai întâmplă. Asta este. În acest vlog am vrut să vă arăt aventura noastră din România, din Focșani până în Sofia, cu peripeții, nu se putea altfel, ne-am obișnuit deja. Cam atât de aici, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Eu când vorbesc trebuie să mă mișc, dacă urmăriți clipurile de foarte mult timp știți asta. Bun, cam asta a fost. Ne vedem data viitoare. Numai bine!